creceți batalioane române Carpații a fost visul strămoșilor noștri și a venit să pui în discuție azi acest vis. E mai mult decât o obrăznicie, e un neadevăr istoric. Rusia, mare putere, a acceptat să trateze cu România. Explicația cea mai plauzibilă care s-a dat în istoriografie a fost aceea, teama de regele Carol. Unii au vorbit despre sfârșitul istoriei, alții vorbesc despre rolul tot mai puțin important al istoricilor. Nu s-a schimbat rostul istoricului și ce e doar el trebuie nuanțat acum în funcție de noile împrejurări. Bună ziua, bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată, suntem în a treia zi, penultima a cele de-a doua ediții a Congresului Național al Istoricilor Români, organizat la Iași în acest an, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, unde ne aflăm și noi iarăși în sala Pașilor Pierduți. Fiind în an centenar, aproape 45 de ani din acești 100 de ani de România Mare, am fost nevoie să-i trăim în comunism, n-aveam cum evita acest subiect în ultima ediție specială a emisiunii noastre, așadar astăzi vom vorbi despre perioada comunistă a României. Alături de invitații mei, doamna conferențiar universitar doctor Cristina Petrescu de la Facultatea de Științe Politice a Universității București, sărut mâna. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și vreau să salut cu această ocazie pe toți ascultătorii noștri din orașul Micii Uniri. Da, mulțumim. Și domnul cercetător științific doctor Silviu Moldovan de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Bună ziua, bine ați venit și dumneavoastră. Așadar, cum spuneam, aproape jumătate din această perioadă de 100 de ani pe care o marcăm în acest an de România Mare, am fost nevoiți să o trăim într-o perioadă ceva mai complexă sau o să vedem pe parcursul discuției cum o putem caracteriza, dar aș începe cu ce trebuie să înceapă orice discuție, cum a ajuns România să fie guvernată de comuniști? Da. E o întrebare fascinantă, chiar dacă pare simplă. Nu e deloc simplă, n-am putea să mai adăugăm una. Cum își imaginau cei din interbelic că România ar putea să ajungă guvernată din comuniști? Să zicem că în perioada celui de-al doilea război mondial începea la un moment dat, în ciuda triumfalismului primei etape, începea să devină plauzibilă așa ceva. Da? În perioada interbelică avem printre multe alte idei interesante și una, o preocupare așa și o teamă vis-a-vis de conceptul de, nu de sfârșit al istoriei, ci de teroare a istoriei. Au fost mulți intelectuali români care resimțeau, unii au și explicat și au teoretizat acest fenomen, parcă perioada asta de fericire, un mare cu umbrele ei, nu puține, dar a fost o perioadă de fericire România interbelică, pentru că aveai convingerea că mergi către ceva mai bun, mai de calitate, numai că pentru asta aveai nevoie de ceva esențial, de timp. Și nu avem timp, nu avem, se va întâmpla un cataclism istoric care va curma această evoluție. Asta s-a și întâmplat, de fapt, după cel de-al doilea război mondial. Și așa probabil că avem și explicația cea mai bună pentru, în legătură cu cum a fost posibil să se instaureze regimul comunist. Sfârșitul celui al doilea război mondial a făcut posibil acest lucru în condițiile cunoscute, inclusiv prezența directă a trupelor sovietice aici. Au fost mai multe evenimente care au dus spre acest deznodământ. Mă gândesc că unii ar spune că un moment de cotitură l-a reprezentat întâlnirea de la Moscova din octombrie 1944 a lui Churchill cu Stalin, când celebrul bilețel obraznic a împărțit sferele de influență. Am fi putut fi noi în locul Greciei, să zicem, și Grecia în locul nostru, dar asta e if history, nu putem comenta. Am fost vânduți ca la piață?
Acesta a fost un proces care a durat mai mult înainte și după întâlnirea menționată de la Moscova, dar a avut o fatalitate, ca să zicem așa, și geografică, că geograficește vorbind era cam greu să fim noi în locul Greciei. Și în cazul Greciei, presiunile pentru comunizare au fost intense și au avut război civil și lucrurile nu au fost simple deloc acolo, doar că sovieticii nu au presat pentru comunizarea Greciei și atunci asta a făcut, probabil că ăsta a fost factorul decisiv pentru care s-a putut rămâne la un regim, să zic așa, de la un ancien regim, ca zic așa, în cazul Greciei. Ca să vă întreb și pe dumneavoastră, doamna Petrescu, românii, pentru că, mă rog, măcar în perioada comunistă, propaganda ne spunea că românii au fost foarte bucuroși de noua ideologie, au adoptat-o, numărul membrilor Partidului Comunist a explodat, nu? Erau foarte mulți, au înghițit, să spun așa, comunismul ușor românii. Știm acum că au fost și împotriviri, dar per total, un istoric, cum vede acea perioadă? Că bănuiesc că erau și entuziaști care credeau în idealurile nobile ale ce propunea Marx și... Sigur, întrebarea mea ține cont de stadiul actual al cercetărilor. Și dacă este să analizăm întreaga perioadă comunistă, știm cu toții că la început a fost o rezistență destul de importantă împotriva regimului comunist. Este aia importantă comparat cu ce s-a întâmplat ulterior, dar nu este importantă la nivelul întregii populații, pentru că foarte mulți, credeau o mică parte, fie alții din oportunism au înțeles că asta este situația și au schimbat carnetul de partid liberal sau țărănist cu unul comunist, avem documente în acest sens. Mai ales legionar, că era și o butadă. Nu mai vorbim atunci, despre legionar, desigur. Iar alții pur și simplu s-au resemnat așteptând să vină odată și odată americanii. Pe măsură ce oamenii au înțeles că americanii nu vor mai veni și acest moment a fost 1956, când a fost clar că nimeni nu a intervenit în Ungaria, oamenii au început să se obișnuiască cu ideea că avem un regim comunist care va dura probabil veșnic sau în orice caz mai mult decât viața lor, așa că s-au adaptat în foarte mare majoritate. Foarte mulți dintre ei, de fapt, au început să o ducă mai bine în regimul comunist decât înainte, pentru că mi-aș permite să-l contrazic pe Silviu, pe care îl stimez de altfel foarte mult, și să-i amintesc că România interbelică nu era un rai, sigur, era o mică elită care poate trăia bine, poate avea în vedere că România merge într-o direcție bună, dar marea majoritate a populației era o populație țărănească, 85%, care trăia într-o sărăcie lucie, pe care o mai vedem astăzi, din păcate, în satele cele mai îndepărtate, dar atunci asta era norma. Deci pentru mulți dintre oamenii aceștia, comunismul a adus ceva, i-a mutat din aceste sate, din aceste locuințe insalubre, practic, fără condiții minimale de trai decent, în orașe, în apartamente de bloc, cu apă curentă, cu electricitate. Bun, asta cu ceva căldură, mai târziu, că aș vrea târziu să rămânem în perioada aceea, că ați amintit de 56 și a mai fost un moment crucial pentru comunismul european, 68, dar până ajungem acolo, domnule Moldovan, cum comentați această contradicție? Apropo de țărănimea românească și de proiectul cooperativizării, că până la urmă, întâi prin acest proiect au încercat să, mă rog, să ridice nivelul de trai al țărănimii, măcar așa declarau. Da, de fapt eu nici nu-mi percep ca o contradicție, pentru că doamna profesoară nu a contrazis ce am spus eu. Eu am trecut puțin expeditiv pentru această problemă și am zis, perioada belică cu toate umbrele ei, nu puține. A fost percepută ca o perioadă de fericire pentru că toată lumea spera, fiind într-un cadru firesc național unitar, asta inspira un anumit entuziasm. Și atunci toată lumea spera că se va merge spre mai bine și mai bine. Asta era ideea. Pe altă parte, ținem minte că în toamna 1916, în condiții mult mai dramatice decât cum zis, atunci aveam de a face practic o invazie externă germano-austro-ungaro-bulgaro-turcă, nu știu ce,
La un moment dat, citez acum dintr-un raport al unui foarte distins ofițer de informație, atunci Gheorghe Jovin, care a refugiat din Banat și a servit în armata română în campanie în toamna 1916, și că când au ajuns, când au ajuns trupele germane în Craiova, au dat niște calori comunicare populației și au răspândit un zvon. Anumit săran din satele din jur, au zis, acum scăpăm de ciocoi, că germanii ne vor da în sfârșit pământ. După perioada interbelică a intervenit acea reformă agrară și au intervenit multe alte chestiuni, pentru că trecem un pic ușor peste faptul că în anii 20 s-a făcut o legislație socială destul de avansată și lucrurile începeau să se schimbe. Dar noi vorbim numai de pauperitate în perioada interbelică, vorbim totuși din anii aceia de criză, vorbim de reprimarea directă armată. Nu în joacă, ci armată a unor mișcări greviste și la Lupeni și la București și la Căile Ferate. Deci nu putem trece chiar așa ușor peste acest lucru. Și după asta populația acum să spere că va fi mai bine. Anii 30 într-adevăr au arătat un progres important din acest punct de vedere. La fel, reforma agrară cu care a început guvernul Groza a avut un impact foarte important și că nu trebuie minimizat. Chiar și cooperativizarea ulterioară, acea problemă a fost principală de represiune intensă care a fost. A fost un ministru de interne, Teohari Georgescu, a ajuns în locul celor pe care îi aresta el sau din dispoziția lui de foarte multe ori, era supus unui interogatoriu halucinant de unul din practic foștii subordonați de la securitate, care îi reproșa foarte direct faptul că nu a manifestat suficientă ură de clasă. Pentru că ați amintit și de, mă rog, Teohari Georgescu, ați dat nume, deci v-aș întreba, în perioada aceea de început, când s-a instaurat comunismul în România, cum e perceput acum acea clasă politică, mă rog, de ideologie comunistă, cine erau cei care au preluat practic puterea în România, odată cu dr. Petru Groza, că a format primul guvern de culoarea respectivă. Nu era, apropo, un comunist, era un personaj de stânga. Un burghez simpatic, da, și Stalin îl aprecia din perspectiva aparent. Da. Un burghez de tot marxist, de treabă semi-marxist. Așa că a preluat puterea foștii ilegaliști, dar a fost în mare măsură și oastea de strânsură. Pentru că ilegaliști erau un număr mic, competențelor uneori nu erau suficiente, au încercat să se repare din mers, au folosit mulți de specialiști de dinainte. Nu i-a arestat pe toți sau nu i-a arestat dintr-o dată. Pe de altă parte, sigur că și fenomenul oportunist a augmentat această clasă, dar dincolo de asta a fost și fenomenul acestei forme care prinde fond. O formă își creează fond un timp. Chiar dacă la început regimul comunist a fost foarte, foarte, foarte nepopular, el în timp a devenit din ce în ce mai popular. Și că mai devreme de anii 50 și într-adevăr, și sunt de părere că majoritatea populației a dus-o mai bine în comunism decât înainte. Nu o majoritate zdrobitoare, dar o majoritate ușoară, cred că da. Până când a ținut perioada asta? Că, mă rog, următorul reper până în 68, pe care l-am amintit, în comunismul românesc, e acel început al epocii de aur, cu ghilimele de rigoare, accederea la puterea lui Nicolae Ceaușescu, după decesul din 65 martie al lui Gheorghiu Dej, primul, mă rog, secretar general. Cum a evoluat, cum a fost tranziția asta? Pentru că și între foștii legaliști s-au produs schimbări, unii au căzut de sus, au fost unii chiar omorâți, Lucrețiu Pătrășcanu, judecați și, mă rog, în felul respectiv. Cum a decurs tranziția aceasta între primii comuniști care au preluat puterea și ce a urmat până în 89, practic? Foarte bine, tranziție, pentru că la noi se obișnuiește a se analiza comunismul din România într-un clișeu care parte perioada în două, perioada Gheorghiu Dej până în 1965, care în general este văzută foarte rău, global, și asociată foarte mult cu represiunea. Bineînțeles, cu represiunea, cu prezența armatei sovietice, cu toate reparațiile de război, cu sărăcirea României și așa mai departe, cu colectivizare, știm toate poveștile acestea. Și apoi o perioadă, da, cum se spunea atunci, de aur, dar care mai este... Mai târziu a fost denumită așa, sigur. Sigur, dar pe care și noi, foarte mulți dintre noi, o vedem ca fiind mai bună în comparație cu cea de dinainte și care începe în 65 cu Ceaușescu. Dumneavoastră foarte bine ați spus tranziție, pentru că lucrurile, bineînțeles, nu se petrec de la o zi la alta și nu se schimbă de la o zi la alta, ci schimbările au avut loc deja din perioada lui Gheorghiu Dej. Și cea mai importantă schimbare este faptul că elita comunistă românească s-a
naționalizat, ca să spunem așa. În această luptă pentru putere, Gheorghiu Udejă a reușit să scape de principalii lui rivali, care de obicei erau din alte comunități, din comunitatea maghiară, din comunitatea evrească și din comunitatea română, ați dat exemplul lui Lucrețiu Pătrășcanu, și a ajuns un personaj în total control al partidului, care a înțeles că dacă vrea să se mențină la putere, trebuie să se distanțeze cât poate de mult de Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, și de aici a început toată această afișare a unui naționalist de către Partidul Comunist din România, pe vremea aia încă Partidul Muncitoresc din România. E bine că ați amintit, vă mulțumesc, că treceam poate prea repede peste momentele astea. Acest naționalism a putut fi exacerbat la început atunci și pe fondul relațiilor cu Uniunea Sovietică. 58 au ieșit trupele sovietice, aprilie 64 declarația de independență, care, mă rog, a însemnat ceva pentru tot lagărul comunist. Aș vrea și dumneavoastră să comentați acea perioadă și din perspectiva structurilor represive pe care, mă rog, erau deja constituite și ce a însemnat acel 64, să-i spunem întâi, pentru securitate, că s-a schimbat și acolo ceva. Da, și s-a schimbat într-o manieră foarte interesantă, care va necesita mult studiu și de acum înainte, în ceea ce privește mecanismele interne și maniera în care de acolo, cei din aparat, s-au adaptat la ceea ce li se cerea oficial. Adică o schimbare a metodelor. Și acolo s-a curățat cumva elementul sovietic, să spun, mai mult? Da, dar cred că eu ader la influența, la exprimarea că a rămas o influență ocultă a Uniunii Sovietice. În 58 s-au retras trupele între în 64 abia ultimii consilieri care au plecat și cu o bună parte a arhivei, însă a rămas o așa numită influență ocultă, în rețele create în timp și așa mai departe, care, mă rog, pot fi și nu pot fi întotdeauna identificate. În orice caz, în epocă, nu au putut fi primele rezultate verificări despre care s-au făcut un, ceea ce, să zicem, primul embrion al viitoarei unități, așa numite anti-KGB, care nu era neapărat anti-KGB, ci viza țările socialiste în ansamblul lor, a fost destul de descurajatoare pentru, dacă nu chiar foarte descurajatoare. Vorbeați de arhive pe care le-au dus la Moscova anumite persoane. Sunt accesibile acum? Știu, mi-aduc aminte reposatul profesor Gheorghe Buzatu, că am și discutat și știu că s-a ocupat și dumnealui, mă rog, de o perioadă puțin mai dinainte, dar foarte puțin, dar inclusiv de acea perioadă, acum sunt accesibile sau măcar o parte din ele la Moscova, documente din acea perioadă de început? Cea mai bună perioadă a fost începutul anului 1992. În acel context, Academia Română a călcătuit o delegație, compusă din domnul Buzatu, domnul Chiper și încă doi specialiști, care au apucat să vadă destul de mult atunci. Ulterior, lucrurile s-au restrâns în perioada acum și deschide mai de dezgheț. Probabil că prin anumite negocieri punctuale se pot obține. Se poate obține acces la diverse fonduri și nu pot decât să recomand statului român să fie foarte insistent pe asemenea chestiuni, fără să se cramponeze neapărat numai de aspectul material al tezaurului, pentru că nu vorbim de arhivele sovietice, dar vorbim de fapt sau ar trebui să vorbim de multe arhive românești care încă se află acolo. Și din alea mai vechi, care au compus tezaurul, dar și din cele mai noi. Armata sovietică, unde a ajuns la sfârșitul, spre sfârșitul celor al doilea război mondial, de exemplu, a căutat cu multă osârdie acea telegramă din 1877, prin care era invitată armata română, conducea lui Carol I, să intervină în războiul ruso-turc într-o condiție absolut dramatice. Era o dezvoltare a ostilităților dramatică pentru armata imperială. Sovieticii nu lăsau nimic la întâmplare și gândeau întotdeauna către viitor. Din punctul ăsta de vedere nu pot decât să-i admir. Știau că acea telegramă, acel document și ceea ce a urmat constituie un argument foarte puternic pentru statalitatea românească și rolul României în Europa. Și atunci l-au căutat. Nu l-au găsit. Au căutat e multe. Arhivele Sfatului Țării. Bun, nici că ar fi contat prea mult la sfârșit, da, că tot ciunțit teritorial am ieșit și din războiul de independență, dar e un alt subiect. 1958 a fost posibil și prin zelul lui Gheorghe Udejă de a coopera cu sovietice la reprimarea revoltei ungare din 56? Cu siguranță.
siguranță, cu siguranță. Dar a fost posibil, în primul și primul rând, pentru faptul că România nu avea o graniță directă cu Occidentul. Și nu era o mare primejde pentru Uniunea Sovietică să-și retragă trupele de aici. Mai exista, până să ajungi la Cortina de Fier, Iugoslavia, mai exista Ungaria. Iugoslavia era o problemă, că erau mai... Dar erau, cooperau destul de bine, că foarte mulți români au fost întorși din Iugoslavia, din cei care au încercat să treacă clandestin frontiera. Deci nu era, România nu era ceea ce se numește front line country, cum erau RDG-ul sau Cehoslovacia, în care au intrat în 68. Suntem acum în granița estică a Uniunii Europene, a NATO. Da. Și a NATO. Dar ca să completez răspunsul la întrebarea pe care ați pus-o și care a început să răspundă Silviu, mai există un element foarte important care se petrece în această perioadă de, să zicem, naționalizare a elitei politice românești. Faptul că deci, în mod oficial, a eliberat toți deținuții politici. Și, practic, în mod oficial, represiunea s-a încheiat în 1964. Și documentele din arhivele securității nu arată pe deplin că, din acel moment, nu a mai fost vorba de a aplica ceea ce se numește teroare aleatorie. Teroare aleatorie în sensul că oricine poate fi atist, nu trebuie să fii vinovat. Tu ești pur și simplu închis pentru că, în sfârșit, s-a întâmplat să fii tu și nu vecinul tău. Tocmai pentru ca lumea să fie ținută de frica că poate oricine, în orice zi și în orice moment, să ajungă în închisoare. Dar această metodă de control, care este extrem de barbară și care este cunoscută sub numele de teroare, a încetat ca să funcționeze ca mecanism de menținere a controlului, tocmai pentru că nu mai era nevoie de asta. Între timp, deci care era un politician abil, bineînțeles în sensul rău al cuvântului, a înțeles că nu mai are nevoie de asta. Se instalase cumva în societatea românească frica? Se instalase deja acea teroare. Frica, absolut, oamenii nu mai aveau nevoie să ajungă la închisoare, deja știau că ajunseseră unii ce se întâmplase, câți nu se mai întorseseră, nici nu era nevoie de povești, era nevoie doar să vezi cum se întorc cei care se întorc și să vezi când nu se întorc, pentru că de fapt oamenii nu povesteau ororile prin care au trecut dacă reușeau într-adevăr să mai supraviețuiască, astfel încât el din acel moment nu a avut nevoie decât să controleze populația printr-o rețea uriașă de informatori care să ajute poliția secretă, securitatea, să acționeze înainte ca ceva să se poată întâmpla și să prevină, să nu mai fie nevoie să reprime. Și mecanismul ăsta a tot fost rafinat până s-a ajuns unde s-a ajuns. Ca să depășim acest moment, Ghiudej, sunt unele voci care, mă rog, afirmă, nu știu pe ce baze documentare și poate noastră știți, sau e lămurită și chestiunea morții lui Gheorghe Udej, pentru că el a murit oarecum așa, pe neașteptate, la 65 de ani, fără să dea multe semne de... A fost un cancer galopant, mulți spuneau că urmarea unei vizite în urmă cu câteva luni de la Moscova. Sunt elucidate condițiile astea sau tot în arhivele închise trebuie să ajungem? Nu cred că poate fi elucidată în maniera în care să jurăm 1000% că nu a fost așa sau că a fost așa. Că prin metoda comparației, teoria asasinării prin iradiere scade mult, își pierde mult din forță, pentru că mult prea des auzim despre oricine moare în România că a fost iradiat. Mult prea des s-a întâmplat o minciună repetată de 1000000 de ori devine adevăr, știți? Că acum 30 de ani sau acum 40 de ani au fost iradiați și totuși să fie încă foarte sănătoși și acum când vorbesc cu mine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, dacă a existat o acțiune atât de specială a sovieticilor, atunci nu cred că vor da drumul aceste informații. Bun, trecem la 65. A început bine Nicolae Ceaușescu, tot pe dumneavoastră vă întreb. Da, a început categoric, a început bine. Revenim puțin la aspectele menționate și de doamna profesoară. Cred că a și avut un soi de invidie pe undeva față de Gheorghe Udej, care a reușit să finalizeze chestiunea grațierilor. El a început în 61. A fost de ce invidie? Recunoștință trebuia să aibă dacă i-a lăsat țara pe tavă într-un... Da, dar ar fi fost mai bine să încheie el. Dacă este un film extraordinar, după Neal Malvine, Iurșianu, am aflat din arhivele securității că și ea a fost arestată, mărturisesc că nu știam acest lucru înainte. Lumina de la etajul 10, care începe cu un
fals istoric, a zis un mic fals istoric, în sensul în care Cristina Petrescu interpreta rolul principal și Irina Petrescu fusese condamnată pe nedrept și începe, este chemată la un ofițer de securitate în uniformă și zice Congresul al Nouălea a decis să pună capăt abuzurilor și să se spuse în libertate că a fost condamnat pe nedrept. Scena fiind neverosimilă oricum dincolo de limbaj, pentru că se încheiase cu un an mai devreme aceste grațieri. Sigur că Ceaușescu a mai făcut totuși ceva. Au rămas unele persoane cu interdicții domiciliare de a părăsi anumite localități și asta într-adevăr până în 67 le-a rezolvat el. Dar în ceea ce privește grațierele s-a terminat. Au avut și alte gesturi, a mai fost pe la Cluj, când era un soi de mișcare grevistă, acolo a spus de 3 ori un discurs spontan, se pare, nu vă fie frică, eram la 4 ani după golirea chisurilor. Acum, sigur, în ceva nu-ți fie frică, păi bineînțeles că nu-mi e, deși poate că uneori ne mai este. Să ne fie poate uneori a trebuit să ne fie, da, după, la 4 ani, abia după golirea închisorilor, acest lucru era plin de semnificații. Sigur, era și anul 1968 și nu a fost doar chestiunea invadării Ceoslovaciei, că nici Ceoslovacia nu trăia o primăvară, mă rog, atunci, independent de ce se întâmpla în toată Europa, că și în Europa Occidentală erau mișcări de tot felul de emancipare, din diverse motive. Vă rog, cum a început Nicolae Ceaușescu, ca să adresez aceeași întrebare, în 65 a găsit totuși România cumva pe direcție și fără multe alte probleme? Din punctul lui de vedere, a început probabil foarte bine, pentru că a găsit o populație care acceptase deja că trăiește sub regim comunist, acceptase că regimul comunist se poate îmbunătăți, văzuse asta cu claritate, nivelul de trai crescuse, oamenii fusese eliberați din închisori, ba mai mult Ceaușescu condamnă public abuzurile securității din timpul lui Dej și reorganizează complet securitatea, cum Silviu știe, da, foarte bine, iertați, bine, dar nu semăna această denunțare cu ce făcuse Hrușciov în Uniunea Sovietică, apropo de crimele lui Stalin. Mă rog, deci era comparabil... exact același lucru, ba mai mult, Hrușciov a făcut asta într-un discurs secret, la care nu a avut acces decât invitații speciali la Congresul al 20-lea, pe CUS, pe când Ceaușescu a făcut acest lucru, însă mai puțin public, sigur, o singură dată, după aceea nu s-a mai revenit la acest lucru, dar oricum să vorbești despre un subiect tabu public părea ceva extraordinar. Ceaușescu a câștigat un capital politic extraordinar în primii ani ai săi de, să zicem, guvernare, am vorbit astăzi cu și, cuvintele da, științei politice. Și apoi a avut șansa acestui an, 1969, și a gestului... 68. Da, a avut șansa august, și aici este un alt clișeu cu care noi ne confruntăm, faptul că se spune mereu că el a refuzat să invadeze Cehoslovacia și a condamnat, nu este nimic mai fals. El nu a fost invitat să participe alături de celelalte țări ale pactului de la Varșovia la această invazie, pentru că Uniunea Sovietică, respectiv Brejnev și ceilalți nu aveau încredere în el datorită pozițiilor sale, să zicem, la vremea aceea păreau pro-occidentale. Începuse deja, se reluase relațiile cu 67 și cu Republica Federală Germană, se îndrepta din ce în ce mai mult către țări occidentale, către Franța, ulterior către Marea Cred Britanie. Cred că și cu Israelul tot atunci a reluat. Da, exact. Deci Ceaușescu era un aliat de neîncredere. Din acest motiv a fost ținută secretă invazia pentru el, nu a fost invitat și, într-un fel, discursul lui este o reacție la faptul că a fost lăsat pe afară, să spunem așa. Sigur, discursul a fost un discurs care a reprezentat his finest hour, cum se spune. Pentru că a fost în primul rând un discurs care pentru prima dată n-a mai fost citit de pe hârtie, a fost un discurs liber care cu adevărat a cucerit publicul, a dus ca la orice manifestație de acest gen cu forța, dar mulți s-au alăturat într-adevăr din curiozitate pentru că se întâmpla ceva cu adevărat neobișnuit. Și într-adevăr asta a adus o popularitate din care l-a trăit ani buni după aceea, până când într-adevăr Vedem până când și din ce cauză a început să-i scadă popularitatea. Domnule Moldovan, 1968, momentul astral al lui Nicolae Ceaușescu, să-i spunem, atunci oare să se fi convins el
pe sine că e o mare personalitate și că merită să meargă mai departe, că de atunci poate că a fost și primit în diverse medii în care poate nu se aștepta, poate nici după Revoluție n-am avut ce a avut el atunci. Cam așa e. Da, e greu de intrat acum în mintea lui cu adevărat, pentru că asta ne-ar face tributar propriile noastre dorințe, să ne imaginăm că el gândea așa cum ne-ar plăcea nouă, să gândească ca să confirme teoriile noastre. În mod cert este că a savurat acel moment, asta este neîndoielnic și la urma urmei pe bună dreptate, pentru că și Națiunea Română Ansamblu a savurat acel moment și statele occidentale au savurat acel moment. Dacă vreți să comparăm, pic un an, mergem un an mai înainte, apariția filmului Daci, asta era doar la 3 ani de la golirea închisorilor, unde la Vernisaj erau niște cozi absolut înfiorătoare. S-a mai zis doar sfârșitul sau mijlocul anilor 80 la apogeul crizei alimentare. Pentru a face rost de biletele acelea, deci acolo este o scenă de început semnificativă, probabil și de acest punct de vedere, că armata romană imensă și cetatea Daci, că era mai Emanuel Petruț, că interpreta pe comandantul Dac, care stă pe Metereza și Țantuș, și comandantul roman și mai Țantuș, predați-vă și noi vă vom cruța și vă vom dărui viața. Și cine sunteți întreabă voi, cine sunteți voi, vedeți? Vă dați seama ce impact a avut atunci, dacă acum ne amintim, și noi suntem stăpânii lumii. Și să răspunde, veți ajunge dacă vom pieri noi. Acum ne-am putea întreba cine erau cine înțelegeau românii, spectatorii români, da, care erau stăpânii lumii, romanii sau rușii. Sigur că el n-a fost invitat pentru că exact din motivul arătat, că nu era de încredere și nu era de încredere nu pentru că se născuse și îl chema așa, ci pentru că manifestase o poziție consecventă față de presiune împotriva Cehoslovaciei și tendințele de la invada, care nu erau secrete. El se opusese în acest ordine, când vrei să faci o acțiune și încă s-o țin secret, pentru că cehii s-au trezit cu comandurile sovietice pe aeroportul din Praga. Nu au fost anunțați cu o lună înainte. Sigur că nu da informația asta celui mai nesigur și celui care știe absolut sigur că va informa imediat pe cehi. Da, am impresia că Ceaușescu fusese cu câteva zile înainte în vizită. Și ce i-a răspuns Dubček, dacă vor veni tovarășii sovietici, atunci noi vom întâmpina cu flori. Acum, România nu putea să fie mai cehă decât Cehoslovacia. Ca să... Bun, și în contextul acelui an România a fost în pericol după ce, să spunem că a fost stabilizat Pax Sovietica în Cehoslovacia, a fost și România în pericol de a fi invadată, că și aici sunt multe legende apropo de niște arme secrete pe care le-ar fi avut România și ar fi descurajat, dar oricum concentrări de trupe la granița de est probabil că au fost în 68. Probabil doar din același motiv de neîncredere, neștiind ce reacție vor avea românii. Documente nu sunt încă... Este absolut inevitabil și absolut obligatoriu. O mare putere nu poate să lase. Nu are cum să lase să treacă nesancționată niciun fel o asemenea atitudine. Acum, sigur, am putea face o istorie contrafactor, zice, cel este cel mai mare dușman al lui Ceaușescu, generalul Pacepa. Cine l-a făcut de râs cel mai tare? Generalul Pacepa. Ce spune el în propria lui carte? Planul Dniester, care culmea și zice că a fost, asta e un alt subiect și nu vreau să intru în el, că a și fost aplicat de mulți ani mai încolo. Dar, bun, atunci ajungem în 78, când a defectat Pacepa, ca să vedem, poate că fiind în poziția în care era, știa mai multe decât știa toată lumea, e normal, să fi fost acela semnul că Ceaușescu nu era pe drumul cel bun pentru anumite cercuri oculte chiar din interiorul comuniștilor. Da, chiar și din interiorul aparatului de putere din România. Sunt din ce în ce mai permeabil la această idee. Cred că anul 78, într-o manieră mai discretă, a arătat începutul crizei acestui regim. Tot din punctul de vedere al securității vreau să-mi răspundeți. Adică s-a schimbat și atunci ceva, pentru că odată cu defectarea la acest nivel a trebuit curățat... A fost făcut o anchetă enormă, luată. A fost foarte multe lucruri luate în discuție. Sunt absolut convins că unele din ele încă nu le cunoaștem. Ceea ce avem deja și documentele sunt disponibile, deja este foarte mult. Ar fi interesant dacă am putea, dacă tot am intrat în minte, să intrăm acum cumva în mintea decidenților de atunci, ca să simțim cu adevărat ce simțeau ei acolo, că ce grad de pericol imediat au resimțit. Eu că el nu era neapărat imediat, chiar era pe vizita în Statele Unite, sunt multe aspecte, situația economică încă nu se degradase. Din multe puncte de vedere, impresia mea este că în 78 a fost începutul sfârșitului, dar nu neapărat din cauza fugii lui Pacepa, acesta era un incident care putea fi depășit. Și a și fost depășit, el abia în 87 s-a activizat la urmă. Și memoriile atunci au apărut. Și așa mai departe. Și
la început a fost o perioadă de rezervă, în aceeași măsură nici statul american nu își putea permitea, pentru a nu-și călca principiile, să nu primească, să nu-i acorde azil. Acest lucru era clar. La ulterior a procedat da, așa până atunci ne vizitase da, doi, dacă nu chiar trei președinți americani. Chiar și un și viitor Nixon președinte. Și, da. Și viitor președinte. Și viitor președinte, asta a fost. Da. A urmat deceniu nebun, tragic pentru comunism în general, dar România a fost dramatic și pentru că Ceaușescu a luat decizii, mă rog, care au afectat populația destul de grav. De ce a fost posibil deceniul acela, anii 80, în România, la modul acela? Care ați amintit și cu cozile pentru alimente, cu privațiunile de energie, căldură? Dacă este să ne referim în primul și în primul rând la această criză ca la o criză economică, atunci a fost posibil în primul și în primul rând datorită a ceea ce s-a întâmplat în primii ani ai guvernării lui Ceaușescu, a regimului Ceaușescu. Pentru că atunci Ceaușescu a luat decizia de a nu face reforme economice. Este o diferență fundamentală între el și Alexandre Dubček. Primăvara de la Praga a fost esențialmente o mișcare a Partidului Comunist din Cehoslovacia pentru introducerea unor reforme economice care să facă regimul comunist de acolo mai viabil. Ceaușescu a refuzat să facă acest lucru, de fapt înțelegând, fiind oarecum, din punct de vedere politic, mai inteligent, pentru că a înțeles că dacă reformele înseamnă, de fapt, un pas spre prăbușire și că dacă vrei să menții puterea, nu poți menține decât menținând acest sistem închistat. Da, nu voia să se abată de la ideologie sau pur și simplu vroia să păstreze status quo care era la momentul respectiv. După, desigur, sunt... Vorbesc unii și de dorința lui de industrializare și s-au ridicat multe fabrici combinate. Da, dar tocmai asta a fost problema. Tocmai asta a fost problema, pentru că reformele nu însemnau industrializare. Reformele însemnau flexibilizarea economiei de comandă, în sensul de a incorpora anumite elemente ale economiei de piață, care țin de cerere și ofertă. Industrializarea înseamnă un proces care se pliază perfect peste o economie de comandă centralizată, planificată, bazată pe proprietate de stat și în condițiile în care nu se ține cont câtuși de puțin de cerere și ofertă. Deci s-au făcut fabrici, s-au făcut uzine, nimeni nu și-a pus problema unde vindem aceste produse. De ce? Pentru că Ceaușescu face parte, ca mulți alții din prima generație de comuniști, care sunt socializați în perioada despre care vorbea Silviu, că era de viitor cea interbelică, care era, de fapt, o perioadă de sărăcie luce, în care oamenii nu aveau nimic și nu își puneau problema că dacă produci ceva, nu se va cumpăra instantaneu. În momentul în care a început industrializarea la noi, ea s-a bazat, bineînțeles, pe tehnologii cumpărate din Occident, că Ceaușescu s-a orientat către Occident, dar că tehnologii care au deja învechite acolo, că nimeni nu-ți vinde tehnologii de ultimă oră, se înțelege de la sine, care erau energofage, care de fapt necesitau... Totuși, e un exemplu care dăinuie și azi, mă iertați, Renault, tot în 68 a fost cumpărat și adus aici, Dacia, prima Dacia a ieșit în 68 deci și rezistă totuși astăzi, mă rog, cum s-a... Păi stați puțin să ne înțelegem acum dacă mergem către acest exemplu. Nu. Păi da, numai că noi am produs aceeași mașină, sigur, prima mașină a ieșit cu o zi înainte de celebrul discurs. Avem și acum fotografia lui Ceaușescu conducând prima Dacia 1100. Câțiva ani mai târziu, dacă nu mă înșel, în 74, iese modelul 1300, care a fost fabricat la noi vreme de 20 până de ani. Până în 89, da. Păi unde era fabrica Renault din Franța și ce modele producea la sfârșitul anilor 80, cât de mult se schimbaseră mașinile între timp într-o economie de piață și ce mașini produceam noi în continuare, exact aceeași mașină la care volanul era puțin diferit, capota era mai așa, cutia de viteze poate se mai schimbase un piculeț, dar practic era același model, tocmai pentru că este o economie planificată, în care nu există flexibilitate dacă planifici, tu faci același model pentru nu știu câtă vreme. Și asta a dus la toată această criză, combinat cu faptul că toată industria
industrializare a avut loc pe baza unor împrumuturi externe care au trebuit returnate, dar nu au fost bani pentru returnarea lor, pentru că toate aceste produse nu erau foarte vandabile. De-aia trebuia să vindem mâncare, de-aia, pentru că era singurul produs cu adevărat vandabil, de-aia s-a ajuns la această criză profundă care a dus la reintroducerea raților în anii 80. Da, pentru că am văzut că vă plac filmele și ați dat exemple din cinematografie, de perioada asta s-ar putea lega și un alt film tot de propagandă comandat, cumva Zile fierbinți, sper că vă amintiți cum la un șantier naval toți erau fericiți și mulțumiți. Dincolo de aspectele economice pe care le-a amintit doamna Petrescu, știu că s-a simțit și o modificare a discursului, a comunicării sau a noțiunilor ideologice. Se vorbea la începutul comunismului în România de dictatura proletariatului, Ceaușescu a îndepărtat sintagma, nu dădea bine dictatură oricum. Și mai am un exemplu, acel, mă rog, n-am spus niciodată că mergem spre comunism, dar mergem prin societatea socialistă multilateral dezvoltată. Era frică, nu voia să... De ce jongla cu noțiunile acestea? Păi nici nu putea să determine care era o dată la care să se ajungă la comunism. Asta cred că era o mare ușurare pentru populație, că nimeni nu-și dorea. După descriere, nici eu eram copil, dar nu, de ce să nu existe magazine, de ce să nu existe bani, că ce e rău în asta la urmă, că te mai distrezi, te duci la colțul străzii, cumperi nu știu ce. Chiar nu înțelegeam asta de ce varianta, ar fi fost asta e varianta, să-i spun, populară a comunismului. Nu era chiar așa și erau niște... Da, dar nici nu te făcea să te răzgândești că nu e așa, că e altfel. Vorbea, era o referință așa care plutea în ceață, teoretic, care lumea ziceam, nu, e în regulă câte vreme într-un viitor nedefinit. Și atunci erzațul a fost acest SSMD, pe care cineva m-a postit în 88, un viitor om politic, era profesor la facultate, și acești studenți care erau mai rebarbativi și mai rezistenți față de conceptele astea ideologice, au zis ce înseamnă la urmă lumea asta SSMD, o societate socialistă multilateral dezvoltată, și spre uimirea lor, profesorul le-a răspuns exact că societatea socialistă multilateral dezvoltată este un concept inventat pentru a masca eșecul socialismului real. Opa! Deci lucrurile astea se discutau și în mediile de stânga la noi de atunci, însă chiar bine plasate în establishmentul relativ politic, însă nu se puteau discuta la vedere, și asta a fost o diferență imensă și fatală față de ceea ce începuse să se întâmple de acea vreme în țările din jur. Practic aceea nu mai e birocratizare, dar și să redogmatizare treptată, dar înfiorătoare din anii 80. Sau excluzându-se orice discuții despre modul consumului, inclusiv în domeniul economic. S-a introdus acel acord global care putea să fie asimilat unui mecanism de piață, dar care a dus la niște situații înfiorătoare. Revolta de la Brașov, urmat unei crize absolut înfiorătoare, în care acolo, în care securitatea le-a semnalat în niște documente, acum am zice că erau dizidenți aproape cei care au redactat asta. Este ironia istoriei în asta. Pe de altă parte, și-a anulat și începuturile de schimbări economice, care au din anii 60. Și aici, în 67, de exemplu, în câteva luni au apărut 167 de ateliere, restaurante și mici pensiuni private în București. Și-a numărat Vlad Georgescu în istoria publicată în exil, că era director Europa Liberă, istoria meu de la origine până la prezent. Deci asta era moștenită de la Deș, că deja mica proprietate fusese încurajată după 62, apăruseră chiar și au fost cazuri de persoane care i s-a aprobat să iasă din colectiv pe bază de cereri. Unii au servit și la un element referențial de altă natură, pentru că, de exemplu, au fost prizonieri pe frontul de est, au fost în Siberia, și eu n-am semnat să intru în colectiv. Când m-am întors în țară, în 55 era făcut colectivul, da? Și acum cer să ies, s-a aprobat. Însă în anii 80 lucrurile acestea erau nu numai că intraseră în desuetitudine practică, dar erau chiar și condamnate verbal. Și într-adevăr, domnul profesor Petrescu a semnalat un fapt foarte important. Ceaușescu a atras această concluzie, se pare, din aceste schimbări, dacă nu vreau să numim reforma anilor 60, anume faptul că ele duc la, lent, dar fatal, la disoluția comunismului. Ei nu vrea să renunțe cu niciun chip la sistemul comunist, și atunci de asta, așa cred că poate fi interpretat ce spune el, nu vrem să facem perestroică, pentru că am încercat-o și am văzut-o că duce la eșec. Bun, dar până la perestroică erau anii, asta ar începe să spun, analizând post factum, odată cu moartea lui Brejnev, a fost o epocă închisă și în Uniunea Sovietică și în tot lagărul comunist, s-au succedat repede și la Moscova câțiva lideri
mă rog, Caghebiș mai mult, că și Andropov și Cernenco erau din cercul acestea, și a venit 85 cu tânărul Gorbaciov. L-a cam prins în offside pe Ceaușescu cu ce propuneri a făcut pentru comunism în general, în primul rând pentru Uniunea Sovietică. Da, cu siguranță, pentru că Gorbaciov a fost un lider care face parte din aceeași generație cu Alexandre Dubček și are același profil, dacă vrem, mental, din punct de vedere al concepției despre comunism, și cu Ion Iliescu am putea adăuga. Tristețea este că în Cehoslovacia Alexandre Dubček a fost la putere în 68, în Uniunea Sovietică Gorbaciov a venit în 85, noi am avut liderul respectiv mult mai târziu. Tocmai pentru că la noi regimul a rămas, datorită lui Ceaușescu, extraordinar de dogmatic, de închistat, de foarte puțin deschis pentru orice fel de schimbare. Și economică, și ideologică, toată această poveste cu societatea socialistă multilateral dezvoltată se presupunea că era pur și simplu contribuția lui Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea teoretică a marxismului, dar era de fapt o recunoaștere a faptului că așteptata venire a comunismului, ajungerii societății la faza fericită a comunismului, va fi undeva într-un viitor foarte puțin previzibil, de fapt, și de drept. A avut influență și soția lui, că tot în perioada, mă rog, ceva mai devreme, dar după 78, 8, spre 80, a intrat și ea în Comitetul Politic Executiv, era acolo, numărul 2 a devenit în acei ani. Da, din păcate, cred că a avut un rol și unul eminent. Era pericolul instituirii unei dinastii, că asta... Da, dincolo de asta era un fel de dictatură bicefală, cam la stadiul ăsta se ajunsese. Nu sunt în măsură în niciun caz să resping această ipoteză, dar asta nu este o scuză pentru Ceaușescu, adică din potrivă, eu acuză, cum te lași tu în halul ăsta, îmi iertați expresia, călărit și chiar păcălit. De către consorte. Acum s-a văzut și la proces că avea o tune, n-aș zice exagerat în condițiile alea, când ești în fața puștilor, sigur că asta era comportament onorabil, dar dincolo de asta se vedea un pic de dependența lui de ea și sunt convins că e o persoană rea și în orice caz sunt mult prea multe mărturii și dacă aș folosi un scoring așa ca la securitate de încredere. Care și îi putem învinovăți pe cei doi, apropo de dictatură bicefală, totuși aveau în spate un aparat represiv și iarăși fac apel la experiența noastră la Consiliul pentru studierea arhivelor securității. L-a creat în așa măsură încât că nici nu, în 89 când am văzut pe Postelnicul, sau ziceam cum, Doamne, putea să fie acest om bun. Au apărut și un Iulian Vlad, dar nu înseamnă că un om sau a fost creat o structură până la urmă. Ce s-a întâmplat cu ea sau cum a evoluat ea și ce s-a întâmplat până la urmă? Ei, a vrut mai puțin decât se pare, începusem parcă să spun de gradul de adaptare la condamnare, practic în aprilie 68, și în interior discuțiile erau mult mai grea. Acum, sigur că pe de-o parte a fost fenomenul exprimărilor echivoce, în care se poate înțelege orice, o formală adaptare la ceea ce se cerea, de fapt, o continuare a practicilor dinainte, o revoltă a multor cadre, chiar cadre care erau, să zicem așa, mai jos puse, de care au fost aduse ulterior de către Ceaușescu, chiar în poziție de comandă supremă, și care erau foarte revoltate. Cum adică să nu mai arestăm? Cum adică păi avem persoane din astea? Au fost în închisoare, scoase din închisoare, că ei considerau și în 68, nu, asta era în vara lui 67, un fapt extrem de grav, cormenilor ei se dăduse drum. Și cum adică umblăm cu duhul blândeții, că nu îi avertizăm, ce astea avertizăm de 3-4 ori și niciun rezultat? Bun, și securiște din 85 cum erau? Asta. Din ce punct de vedere? Păi din acesta, dar al menținerii structurilor închise. Continua, oricum, politica era represivă, însă, într-adevăr, nu se mai baza pe teroare și pe teroare aleatorie, era o teroare preventivă. Dacă veți, accentul era pe prevenirea producerii de situații și mai departe. Pentru asta, în schimb, acum chiar o avertizare. Nu cred că era o plăcere să te cheme, să te avertizezi. Chiar și în ipoteze că erau politicoși. Uneori erau politicoși, alteori mai puțin, depinde de asta. Nu depindea atât de mult de oameni, depindea și de oameni cât de planul care se punea, că cum suntem noi, mai interesa rezultatul, cum să-l facem pe cetățeanul X, ca să zic așa, să-ți bage mințele în cap. Pentru că cum avem efectul? Mai avem foarte puțin timp și aș vrea să fie și ca o concluzie, așa vreo un minut jumătate pentru fiecare să-mi răspundeți
pentru viitor pe baza ceea ce s-a întâmplat. Știu, istoricii nu pot prevedea, dar o ideologie ca aceasta sau chiar aceasta mai există un pericol pentru societățile viitoare dacă am învățat ceva din ce am trăit? Există un clișeu care spune că trebuie să învățăm istorie tocmai ca să nu o repetăm. Istoria, bineînțeles, nu se repetă niciodată exact în același mod, dar există, bineînțeles, contexte diferite în care un astfel de pericol poate să apară. Acum, dacă ne gândim că suntem partea Uniunii Europene și că totuși Uniunea Europeană nu cred că și-a trăit ultimele zile, eu nu cred că există un pericol real ca un astfel de regim să se întoarcă. Asta înseamnă ca de fapt să renunțăm de bunăvoie la democrație și eu nu cred că societatea românească dorește acest lucru în acest sens. Totuși suntem apărați de trupele NATO, suntem aliați, partea acestor structuri, deci eu nu cred că putem să prevedem acest lucru ca fiind un pericol pentru viitorul apropiat. Dumneavoastră sunteți la fel de optimist din perspectiva asta? Nu 100%. Așa cum două obuze, cum spun militarii, nu cad consecutiv în aceeași groapă, așa nu se repetă nici istoria în exactitate, însă ceea ce se repetă sunt tendințele în istorie. Sunt absolut convins că nu suntem în pericol de a se instaura o dictatură în România. Acest lucru este cert. Dar, dacă vorbim de învățat din istorie, aici, din păcate, sunt mult mai puțin optimist decât eram cu mulți ani în urmă și sunt convins că dacă oamenii au contextul proiectului să facă, să repete anumite greșeli, le repet. Mulțumesc mult, au fost alături de mine doamna Cristina Petrescu de la Facultatea de Științe Politice Universitatea București și domnul Silviu Moldovan de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Vă mulțumesc mult pentru aceste 3 zile în care ne-ați urmărit de aici, de la Congresul Național al Istoricilor Români. Vă dau o nouă întâlnire cu prima ocazie. Aceste batalioane române Carpați a fost visul strămoșilor noștri și a venit să pui în discuție azi acest vis e mai mult decât o obrăznicie, e un neadevăr istoric. Rusia, mare putere, a acceptat să trateze cu România. Explicația cea mai plauzibilă care s-a dat în istoriografie a fost aceea, teama de regele Carol. Unii au vorbit despre sfârșitul istoriei, alții vorbesc despre rolul tot mai puțin important al istoricilor. Nu s-a schimbat rostul istoricului și că doar el trebuie nuanțat acum în funcție de noile împrejurări.